Da, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu Cristina Demetrescu până atunci. 5, 4, 3, 2, 1, la 1, 4, 4, 4, la trofeul exclusiv șef. Concurează astăzi un domn, doamnelor și domnilor, pentru că e vorba despre Ștefan Lungu, îl știți din producții TV, de la TVR și nu numai de la TVR, șef roșie poate să fie, deși nu e îmbrăcat în roșu, nici pomeneală, împreună cu Amalia. Ce pregătiți acolo? Amalia, pe bune, ce pregătim? E, nu știu, îmi pare rău, dar trebuie neapărat să pregătim ceva, adică mă gândeam să vorbim și noi, să și mai povestim, să ne detaliem experiența. Cum vă lasă sufletul? Adică... Dacă îmi spui că îți place picant, Cristi, pe bune, o facem picantă, nu de alta. După o facem pe... picantă, asta, Ștefan! Zic, după ce nebună și picantă Rona, să fie! A? Păi după ce am văzut-o pe Rona, n-are cum să fie decât picantă. Mi se pare normal. Că pilata mai fost. Exact, și ceva acidulată. Elegant, pentru că la cum s-a prezentat în nu bucătărie. Nu puteam să vin altfel la voi. Deci ceva, fetelor, nu știu, fetelor, treceți la treabă! Îmi place Franța mult. Dați-mi un cuțit și o tigaie și hai să ne apucăm adică de treabă. Adică să știți că eu, în afară de sicilian, în limba siciliană și italiană, mai știu și francez, deutsch, english, spaniol, portughez. Este poligloată fata noastră. Deci, bun, ideea e următoarea. Ce gătim noi? Ștefan așa gătește, ăsta e proiectul lui. Ce gătim noi aici? O supă cremă de dovlecel cu foie gras, pentru că știu că aici este pe chestii scumpe, pe nebunii. Hai să încercăm și un pic picant. Da? Amalia, te rog frumos să-l ajuți pe Ștefan. Nu știu de ce ești mai motivată ca oricând astăzi. Hai să vedem. Seama de ce. Fetele, uite, mă mănâncă și palma strângă, înseamnă că câștigăm și bani. E de luni, e de bine. E de bine, da? Știi că se dă pe păr așa. Nu știu cum face Boris, dragul de el. Cu amândouă mâinile. Am înțeles. Știi? El te dă cu mâinile până să încălzește treaba. Acum mai departe, ia să vedem la bucătărie ce se întâmplă. Eu aici, sincer, îmbujorată, Amalia. Eu m-am emoționat. Mă, ce cază, adică, i-am spus sincer, dacă mă lasă pe mine, fac eu tot. Adică a preluat comanda, să știi. Deci soțul meu doarme acum, că el e plecat de la ora 6. Signor Stefano, ma che fai? Da, doar am tăiat, atât. Zi-mi ce ai nevoie, zi-mi ce dorești, că fac eu totul. Știți, femeile de obicei, la prima întâlnire, că este prima întâlnire normal, pentru noi, este, nu vreau să se subînțeleagă altceva, ideea este că atunci când te duci la prima întâlnire, femeia dă totul, totul. Trebuie dă-și să mă impresioneze. Tot, da? Dacă iese felul ăsta de mâncare, da? Și dacă tu îl gusti, îți place, da? De ce i-am spus eu așa? Vin și ai, vă fac în fiecare zi mâncare. Ai încredere atent, în zis, mine. Da, așa i-am spus. Ai încredere în mine. Adică, fidati di me, ceea ce în italiană înseamnă lasă totul pe mâinile mele. Lasă-mă pe mine să facă, știu așa eu. Așa îmi place mie, da? Da? Pe da? Și el, practic, a zis, ok, și-a băgat mânuțele în buzunări și a zis, poftim. Bă, preia comanda, da? Bă, ca în familia Bandi, când era vecinul lui Bandi, băiatul ăla care era drăguț și spunea, băi, suntem frumoși. Și când suntem frumoși, nu se poate întâmpla decât bine. Înțelegi așa și Ștefan? A apărut un băiat la costum. Prego. Au leșinat Eco, toată. Apropo, bun, deci, v-ați apucat ia de sufică. Ia să vedem noi aici. Este aproape acum gata. Da, s-a și făcut gata, din ochi. Ce ați făcut, mă? Ați dat cea mai rapidă. A, uite, dovleacul, acum urmează să fie sacrificat. Da, acum urmează și dovleacul. Nu e în priză. Auzi? Da, din, a, aspetta, aspetta, calma. Da, putem să punem cu mânuțele, că suntem... Nu știu, dragă, nu știu. Puteți să puneți cu ce parte a corpului doriți? Oh, no! S-a emoționat, mai dă și bălâni. Niște picături albe se preling peste S-a doble. Emoționat! Dumnezeule! Lasă așa, una! Ce-o fie acolo, doamnă? Eu o să mă dau puțin mai departe. Erotism și dovleac la exclusiv VIP, ca să zic așa. Da? Flori și portocale, okay, cenușă... Okay. Stai, nu dau drumul, că ne o să ne vă stropească, nebunilor. Adică ne, pe toată lumea aici, cum se zice, ne stropește, că nu-mi vin mie cuvintele astea. Ia uite ce am făcut. Doamne, e plăcat de costumașul lui Panacorbului. Păi da. Stai să punem și ingredientele. Stai, da? Nu apăs. Stai, nu apropo, apăs, de hai să pus dovleac, ce ați mai pus acolo? A, stai. E o rețetă proprie. Ștefan, deci... Ce face femeia asta cu rețeta ta? Spune avem exact așa ce puneți acolo. Nu vrei să știi. Ghimbir. Peperoncino, picante. Așa. Usturoi. Uite, totul asta, emoții asta puternice. Așa. Și băgăm acolo cu totul? Pus acolo. Iaca. Da. Așa. Ideea care este, da, să vă povestesc, că de fapt că nu e așa cum mi se pare vouă. Ideea este că el vrea să facă ceva aici cu totul exuberant, pentru că a la fine, adică la sfârșitul
nu vieților, lasă-mi povești. Povești, o să avem aici un foie gras frumos, finuț, elegant, da? Aha. Dar asta va trebui să ne urmăriți și să vedeți, pentru că, nu știu dacă vouă... După în... emisiune. nu știu, mă simt foarte emoționată. Cristi, te rog frumos, prea legătura, da? Da, doamnelor și domnilor, știți ce se întâmplă în asemenea situații când oamenii nu mai știu ce să spună. Ne salvează întotdeauna publicitatea. O lecuță de publicitate, Sfan, care face acolo o... Merge supa. Trebuie. Unde merge, draga de ea? Vezi la ce sunt buni domnii aceștia îmbrăcați în costum, că știu să repare mai lucrurile depanez, prin casă. Da. Exact. Mai, de mai lucrăm, una să aveți unul. Așadar, votați 1444 șef roșie pentru rețeta spectaculoasă a lui Ștefan Lungu, care în acest moment se joacă cu un mixer ca un baia mare care se află. Deci, dragi prieteni, e foarte bine, nu știu, mă uși la Amalia, nu știu de ce îi place rețeta asta mai mult ca oricând, ceva se întâmplă, nu știu. Ce mai punem? Dragi copii, hai să dăm pe Academie, să trecem la Cătălin Botezatu, care doar la rețeta acolo. Este gata. Totul e gata, și eu sunt gata. Ia uite, fii atent, o a făcut tot singurel mixerul. Foarte frumos. Ulei, vă rog frumos. Ulei. Alora, ulei de măsline. Măsline. Sí, certo. Puțin ulei de măsline. Ulei de oliva. Așa. Cine așa? Pune degetul așa ca să nu punem degetul. Nu punem degetul. Asta se face doar în Toscana, nu. Eu credeam că facem așa. Amalia cam are emoții. Niște piper, da, nu știu, trebuie mâna, nu? Da. Și aruncăm niște alune așa, știi? Așa. Ștefan, explică-mi și mie. De unde știi tu să faci chestiile astea așa? Că eu nu... De foame. De foame? De foame, de supraviețuire. E adevărat. Prin urmare, explică-mi și mie exact care este secretul acestei rețete spectaculoase. Nu uitați, puteți să vă rog să vă invit să-l votați pe Ștefan Lungu la 1444 în șef roșie. Hai să vedem exact. Eu sunt secretul Cristi. Așa, hai să mai spunem o dată rețeta de la început la sfârșit. Este pentru o rețetă foarte, foarte simplă. În mod normal ea se găsește cam în 20 de minute. Trebuie dovleac dulce, da? Da, dulce. Era mai devreme pe aici. Ăsta e bun de mâncat. Așa. Și crud chiar. Da, e recomandat. Dovleac pe care îl fierbem, undeva la 20 de minute, să spunem. Poate și mai puțin, depinde de modul de fierbere. Punem smântână. Dacă se poate o smântână de casă, dacă adică nu, HT. Pana de cucină. Ardei iute. Iute! Eu am pus și puțin usturoi, am pus și ghimbir, pentru că îmi plac foarte, foarte mult. Se amestecă, se blendează, se pune ulei de măsline la final, se înnobilează cu câteva alune de pădure. Sunt suficiente. Așa. După care, ideal ar fi fost să ne ajungă timpul să facem și un foie gras ușor trecut prin tigaie, iar așa, gustul vă garantez că este genial. Oricum. Dacă nu e foie gras, putem pune bacon. E la aha, fel de bună, adică, rețeta. Adică șuncă din aceea țărănească, de merge la de la porcușor, da. Porcușorii noștri chiar așa. Uite, și eu ți-am adus ceva aici tot raw vegan, ți-am adus o roșie care nu e roșie. Mulțumesc. Adică poți să bagi din ținea, dar nu e roșie. Deci nu este, că tu ești șef roșie. Dar este foarte este interesant. Este pasta di mandorla, este adică din migdale cu miere, făcute așa, este o specialitate siciliană, pe care mă mândresc că le fac eu, dar mi-e place să le decorez, adică eu doar genial dau cu culoare așa. Dar să moare din asta, e chiar foarte bun. Poți să bagi dințișorii? În general, mănâncam tot ce îmi dau femeile. Poți să procedezi, este ceva de Emira Mirabolant. Ai văzut? Da. La început te iau cu dulceață, după aia ai problemele, nu? Cu o roșie. Foarte bună. Mă bucur, vă mulțumesc. Și lămâie? Grație. Și lămâie, desigur, tot cu dinții se face, dar e la fel, adică nu e genial. Diferență, este doar o iluzie. E același lucru, deci aceeași ciorbă. Da, e aceeași este ciorbă băgată în altă ustensilă. Perfectă. Ideea este că trebuie... Sper să se ridice și supa noastră. Este adică cum trebuie să mai crească? Nu, să se ridice la înălțimea... Să se ridice. Păi stai puțin că nu înțeleg, adică se ridică ciorba, eu știam că se ridică alte lucuri. Deci, îmi place că amore, voi bine acolo. Eu adică explic bine, limba română, adică limba română are foarte multe înțelesuri. Da, ridica... Aoleo, mie mi-e frică.
Deci, da. Doamnelor, da, și domnilor, să vedeți de ce este frică Amaliei Belantonei. Mulțumesc foarte mult lui Ștefan. Ați înțeles, pentru limba română apăsați pe 1. Pentru limba siciliană, vedeți voi pe ce literă apăsați.